Salut, dragilor, și bine ați venit la o nouă zi de Vlogmas. Astăzi este ziua cu numărul 10. Da, a venit ziua de astăzi în care în sfârșit să mă apuc de prăjiturile pentru copii. Am vorbit cu doamna care, cum să zic eu, care vorbește cu părinții și care se ocupă de organizare acolo, practic, și mi-a spus că au confirmați deja 30 de copii din cei 46 care sunt acolo, așa că m-a întrebat dacă pot să fac 35 de pachetele pentru copii, ca să fie toată lumea sigură că în cazul în care mai apare cât un întârziat, să am ce să-i dau. Și oricum, în mintea mea deja oricum îmi programasem să fac undeva la 35 sau 40, dar acum că m-a rugat să fac 35, eu o să fac 40, ca să fiu sigură că sunt de ajuns pentru toată lumea. Și dacă rămâne, probabil că o să împart acolo la cine mai este și asta e, da. Bun. Zic să deschidem și advent calendarul Yves Rocher pe ziua de astăzi. Ia să vedem ce avem noi la numărul 10. Unde este numărul 10? Uite-l aici. Ia să vedem. Sunt foarte curioasă ce avem noi la numărul 10. Da. Avem ceva. Ce avem? Păi avem... Avem un scrub, un body scrub, un body scrub cu pudră de sâmburi de caise. Așa. Da, este un body scrub vegetal. 100% din ingrediente naturale, are 30 de mililitri și este valabil 12 luni. Foarte interesant, de abia aștept să-l și testez. Da, miroase cumva așa puțin a caise și este puțin scos aici. Dacă vedeți, este închis la culoare. Foarte interesant, de aștept să-l și testez. O să-l pun chiar în baie, pentru că este micuț și cred că pot să-l folosesc la vreo două spălări, ceva de genul. Bun. Acum că am terminat, mi-am pregătit deja notițe cu ce trebuie să fac pentru prima rețetă. Este 12 fără 20, este aproape ora prânzului. Eu tot așa m-am trezit de vreme, dar am adormit de la 10 la 11. Asta e. Nu sunt o persoană matinală și dacă mă trezesc la 5 sau la 6, eu trebuie să mă mai dorm jumătate de oră sau o oră mai încolo. Altfel nu o să fiu bună să fac nimic, cum ar veni. Da, în fine. Mă apuc de aluatul pentru turta dulce acum, turta dulce de post. De-abia aștept să văd ce o să iasă, pentru că n-am făcut niciodată. N-am făcut niciodată nici turta dulce normală, dar pe de post. Așa că, în premieră, o să facem turta dulce. Urați-mi succes și țineți-mi pumnii. Sunt aici și fac bezea pentru macaron și ia priviți cum stă. Stă dreaptă. Ceea ce e bine. Bezea vegană. Să revin și aici ca să mă vedeți și la față. Să știți că nu pot să filmez chiar tot ce fac, pentru că ar trebui să fiu atentă mereu dacă se vede bine la cameră, dacă focusează, dacă mă văd și eu bine, dacă intru în cadru, în imagine. Și am mult de muncă și ca să stau să mă gândesc puțin și la cameră, da. O să filmez așa pe parcurs ce mai fac, dar nu. Oricum, în spatele camerei e multă muncă, asta e clar. Bun, mi-am și 4 tovi de macarons pe care i-am lăsat la uscat pe masă. Urmează cam într-o oră să încep să bag și macarons la cuptor.
Acum rămâne de văzut ce mai trebuie să mai fac. Acum mă duc să scot aluatul de turtă dulce pe care l-am lăsat vreo 2 ore la frigider. Bine, el nu se va întări pentru că nu conține nici unt, nici nimic de genul acesta, dar nu. Vreau să-l scot și să încep să fac turta dulce, să o bag repede la cuptor, că durează cam 10 minute, 11 minute, ceva de genul, să-l lași la cuptor la 180 grade și merge super repede. Și o să-mi iasă cu mai multe tăvi. Din câte am socotit eu, ar trebui să-mi iasă cam 100 de bucăți. Acum vedem dacă îmi ies așa sau nu. Da. Da, am reușit să mănânc și eu 2 crembuși cu muștar și cu pâine, că nu mai puteam de foame și că n-am apucat să mănânc mâncare pe ziua de azi. Ba da, am mâncat un sandwich dimineața la 8, ceva de genul, dar un sandwich foarte mic. În fine, nu mai vreau mâncat astăzi și n-am mâncat și eu ceva sănătos, ceva ca lumea, dar de la macarons mi-a rămas o grămadă de năut. Așa că mă gândesc să fac, nu știu, ori îmi fac un hummus. Pe cât hummus să mănânc? Oare să fac o mâncărică de năut? Merge și așa, cred eu. Da, aș putea să fac o mâncărică de năut. Da. Bun, mă întorc la treburile mele și hai că vă arăt și vouă ce iese și cum fac turta dulce. Am uitat să vă arăt repede că am pregătit și niște forme de turtă dulce. Am aici un clopoțel. Am aici o stea din asta. Am aici un brăduț. Ce mai am? Am și un fulg din ea. Și o stea. Și un omuleț de zăpadă. Bineînțeles că eu le fac, le las să se răcească pe toate și diseară, înainte de somn, o să-mi iau o oră în care să mă apuc să le decorez pe toate. Am făcut aluat cam pentru 100 de bucăți. Acum să vedem câte mi-e. Sper să-mi iasă măcar un 90 acolo. Da. Tot aici și este o nebunie. Ia priviți. M-am apucat să le decorez. Bineînțeles că nu mă pricep. Dar mă chinuie și așa cum pot. Nu știu dacă se vede cât de obosită sunt. Cât îmi este de somn. Și este 11 și un sfert noaptea. Și am venit în baie pentru că mă pregătesc să fac un duș rapid până nu adorm în picioare. Aș mai fi stat o oră, de fapt. Aș fi încercat să trag de mine să mai stau o oră, dar am început să văd în ceață. Și mi-am dat seama că, ok, trebuie să mă opresc. Da. Am închis deja becul în sufragerie, așa că vă arăt mâine ce am făcut astăzi. Știu că n-am mai filmat. Nici măcar nu știu dacă am cine știe ce material pentru vlog de astăzi. Dar, pur și simplu, m-am ocupat de treabă. M-am așezat la masă, am început să decorez turta dulce. Bine, turta dulce e mult spus. Sunt un fel de biscuiți cu aromă de turta dulce, să zic așa, de post. Da. Am făcut și macaron, sunt și 4 tăvi. Mai aveam să mai fac 2, dar când am văzut cum a ieșit, nu mi-a ieșit așa cum ar trebui să arate niște macarons, dar nu arată rău și nici la gust nu sunt răi, chiar sunt buni. Mâine rămân să îi umplu cu ceva creme vegane. O să vă arăt și ce am găsit pe aici pe la magazine. Bineînțeles că habar n-am să fac creme vegane, mai durează până învăț eu să fac. Da. Și mine mai urmează 2 deserturi. Vreau să fac o negresă de post, pe care tot așa aș vrea să decorez puțin. Și să vedem. Eventual niște cornulețe cu rahat de post. Așa m-am gândit, nu. Bine, inițial voiam și niște fursecuri cu gem și mai voiam prăjitură cu morcov și să văd cum stau cu timpul, sincer, pentru că sunt multe de făcut. Mâine, când vine soțul meu de la muncă, trebuie să merg să cumpăr niște celofan. Pentru că vreau să caut niște cutiuțe sau ceva, dar nu neapărat cutiuțe, că cutiile sunt foarte scumpe. Adică, ca să cumpăr 40 de cutii, ar trebui să dau o grămadă de bani. Nu știu, 100 de franci sau poate mai mult. Din astea așa mici, cu capac, în care pot eu să pun fursecurile pentru copii. Nu, sunt foarte scumpe. N-am de gând să dau atâția bani doar pe niște cutii. Dar am găsit ceva, tăvițe, tăvițe așa din carton sau din plastic. Să vedem acum cum sunt prețurile.
Da, să văd. Dacă găsesc ceva drăguț în care să le pun pe toate și să fac așa un pachetel. Da, nu știu ce să zic. Of, deci chiar mă oftic că trebuie să le fac de post. Pentru că dacă nu era să le fac de post, aveam o grămadă de idei și de variante ce puteam să fac. Din păcate nu știu prea multe să fac deserturi de astea vegane, de post. Așa că am încercat și eu. Na. Sper doar să iasă până la urmă. Până acum nu sunt foarte, foarte mulțumită de ce a ieșit, pentru că acolo în rețetă scria în legătură cu turta dulce. Că la început se usucă, că așa este aluatul, se întărește, dar după aceea se frăgezește. Acum sunt curioasă dacă așa va fi. Da, rămâne de văzut oricum. Rămâne de văzut. Și glazura vegană pe care am făcut-o pentru biscuiți, la fel. Nu știu dacă e cea mai bună alegere, nu știu dacă se va întări. Parcă un pic s-a întărit, dar rămâne de văzut. Da, o să vă arăt mâine ce am făcut. Continuăm mâine cu următoarele două deseturi. Acum merg să fac și eu un dus până nu adorm picioare și mă lasăm. Dacă v-a plăcut acest vlogmas, nu uitați să dați like, să vă abonați în cazul în care nu ați făcut-o deja și să-mi scrieți în comentarii. Dacă vă place ce fac eu, nu știu, în legătură cu deserturile astea. Mai dați-mi și mie niște idei de deserturi vegane dacă aveți. Hai, vă pup, aveți grijă de voi!